În Evanghelia după Ioan, după ce vânzarea sa de către Iuda se împlinește, Isus discută cu apostolii despre testamentul său. Le vorbește despre plecarea sa, despre Dumnezeu și presupune că aceștia înțeleg exact la ce se referă. Dar ei nu pricep. Isus spune: Voi știți unde mă duc și știți și drumul. Iar Toma îi replică: Doamne, dacă nu știm unde mergi, cum am putea ști drumul? Isus spune: cine mă cunoaște pe mine, îl cunoaște și pe tatăl. Iar Filip îi răspunde, sagace, Doamne, ar fi suficient să ni-l arăți pe tatăl. Pentru Isus, identificarea sa cu tatăl este indiscutabilă. Dacă este acceptată, atunci e așa cum spune, voi l-ați văzut deja pe tatăl, adică pe el, pe Hristos. Dar apostolii nu au văzut acest fapt, cu forța cu care vedeau în mod fizic corpul lui Hristos în fața ochilor lor. Iar Isus știe foarte bine că acest fel de vedere nu este vederea învizibil, ci este un act de credință, de aceea și face apel la ea atunci când li se adresează Apostolilor. Credeți-mă, eu sunt în Tatăl, iar Tatăl este în mine. Credeți-mă, spune el. Identitatea Tatăl, Fiul, nu se poate vedea cu ochii, la fel cum nu se poate pipăi cu mâinile. Ea se poate însă vedea cu credința. Iar ghidul acestui fel de a vedea, cu credința este Mângâietorul, Sfântul Duh, cel care, după plecarea Mântuitorului, va rămâne cu noi, cei care ne agățăm doar de credință, până la sfârșitul timpurilor. Relația vederii, a unei altfel de vederi, cu credința, reiese foarte limpede din întâlnirea de la Emmaus. Acolo, Isus cel răntors din morți se alătură micii trupe formate din doi discipoli, Cleopa și Simon, care se îndreptau, triști, debusolați și îndoliați spre Emaus. Deși Isus arată ca înainte, el nu este recunoscut. Isus se întreabă de ce sunt abătuți, iar ei se miră. Cum? Ești chiar singurul care să nu fi auzit de evenimentele petrecute la Ierusalim zilele acestea? Și cei doi discipoli încep să explice lui Isus despre faptele lui Hristos, care ar fi dovedit că acesta fusese un profet puternic în fața Domnului și relatează, neîncrezători, despre ciudățenia care s-a petrecut la mormânt, cripta goală și întâlnirea care ar fi avut loc între femeile duse să îngrijească mortul și îngerul care le-a spus că Isus este viu. Isus cel înviat din morți îi ceartă pentru lipsa lor de încredere, numindu-i oameni proști și cu inimi greoaie și le reamintește că, prin tot ce s-a întâmplat, în fond, s-a împlinit exact ceea ce Isus deja anunțase. Suferința pentru a realiza slava venirii sale, tălmăcirile din Moise și profeți care îi confirmau venirea și așa mai departe. Discipolii ascultă, le place acest om, îl invită să mai rămână cu ei, dar nu îl recunosc în el pe învățătorul lor iubit. Intră în Han, se așează la masă, iar Isus, după ce spune rugăciunea, frânge pâinea în fața lor și le împarte, așa cum o făcuse, de față cu apostolii, la cina cea de taină. Abia în acest moment cei doi îl recunoscură. Atenție! Nu s-a schimbat nimic în înfățișarea lui Isus. El arată exact ca înainte, când discipolii nu îl au deși Isus îi certase destul de personal, iar această ceartă ar fi putut fi un semn, dar nu fusese. Acum însă au recunoscut semnul, semnul care avea să-i lege de acum înainte pe oamenii supuși domniei vizibilului de prezența invizibilului, taina împărtășaniei. Și acum se întâmplă lucrul cel mai memorabil din toată această întâmplare extraordinară. De îndată ce cei doi discipoli îl recunoscură, iar ochii lor îl văzură, el dispăru din fața ochilor lor. De îndată ce prin semnul frângerii pâinii, cei doi apostoli recunosc în omul din fața lor pe Isus cel trecut în invizibil, ei îl văd, dar atunci el devine din nou invizibil. Adică Isus este invizibil cât timp nu e recunoscut. Devine vizibil când e recunoscut, și redevine invizibil imediat ce este văzut. Care să fie tâlcul acestui veritabil cifru al testamentului nostru? Aici sunt două feluri de vizibilități. Este vizibilitatea prin vedere și vizibilitatea prin recunoaștere. Prima este a ochilor fizici. A doua este a ochilor spirituali, adică a credinței. Isus cel înviat din morți nu a devenit nicio clipă vizibil în felul în care sunt vizibile lucrurile acestei lumi și cum Isus însuși fusese vizibil înainte de a trece în ceea ce el numea slava sa. Motivul? Invizibilul spiritual nu este niciodată în mod fizic vizibil. Dar poarta invizibilului trebuie să fie vizibilă. Prin urmare, pentru a deveni vizibil, invizibilul spiritual trebuie să poată fi recunoscut în ceva vizibil, printr-un semn vizibil. Abia atunci este el văzut. Văzut aici înseamnă cunoscut că este în mod real existent, potrivit credinței. Prin ce este văzut invizibilul? Prin credință, prin facultatea de a recunoaște în vizibil prezența invizibilului. Unde este văzut invizibilul? În ce loc? Al lumii vizibile. Erudiții dau acestui loc un nume, Mundus Imaginalis. Prin credință, invizibilul poate deveni vizibil în lumea imaginală. Tâlcul întâlnirii de la Emmaus este că Divinul poate fi făcut vizibil pentru ochii fizici numai prin intermediul recunoașterii prezenței sale în lumea vizibilă. Iar organul acestui mod de a vedea este Credința. Credința îți permite să vezi ceea ce este prezent. Fără a fi neapărat și vizibil. Credința este necesară deoarece nu toate prezențele sunt vizibile, și deoarece lucrurile care nu se văd și nu se pot nici pipăi, se manifestă în lumea noastră numai prin prezență. Ceea ce vede credința este prezența, acel tip de prezență care nu se manifestă nici prin impenetrabilitate, ca un corp, nici prin capacitatea de a nu lăsa lumina să treacă, prin vizibilitate. Când Isus spune, încă un timp, apoi nu mă veți mai vedea, el anunță epoca în care noi toți de atunci trăim. Epoca în care divinul nu mai este vizibil prin el însuși, nici sub formă de corp, cum se întâmplase cu zeii antici, nici sub formă de apariție vizibilă, cum se întâmplase cu așa numitele viziuni a Evea, de spirite și făpturi miraculoase, ci este accesibil numai sub formă de prezență invizibilă. Iar vederea acestei prezențe va fi, de acum înainte, inspirată de Sfântul Duh, de mângâietorul pe care, prin plecarea sa la Tatăl, Isus îl răspândește în toată lumea. Iar de atunci încoace, această vedere a invizibilului, asistată de Sfântul Duh, se numește credință. Isus anunță astfel epoca noastră epoca în care credința a rămas să fie singurul raport pe care îl mai poate avea cu Divinul, omul care trăiește într-o lume, în mod necesar, dezvrăjită.